Bună dimineața, Biserică Speranța! Pace! Pace! Bine ați venit împreună cu noi în această dimineață, în părtășie unii cu ceilalți și mai ales în prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare. 2 Samuel, capitolul 7, versetul 22, spune în felul următor: Cât de măreț ești Tu, Stăpâne, Doamne! După câte am auzit cu urechile noastre, nu este nimeni ca Tine și nu există alt Dumnezeu în afară de Tine. Amin. După câte am auzit cu urechile noastre, după câte am experimentat în viețile noastre, suntem siguri că nu există alt Dumnezeu în afară de Dumnezeul nostru. Glorie numelui Său! Haideți în această dimineață să-L lăudăm și să ne închinăm Lui, pentru că El este vrednic de laudă. El merită toată lauda noastră. Viața sa mi-a dat.
sfânt e, Domn puternic și sfinții toți îl laudă, îi cântăm și ne-nchinăm doar lui Iisus, numai Iisus. Sfânt e, Domn puternic și sfinții toți îl laudă, îi cântăm și ne-nchinăm doar lui Iisus, numai Iisus, Iisus, numai Iisus, Iisus, numai Iisus. Amin, amin. Sfinții, biserica, toată biserica, toți sfinții din acest loc îl laudă pe Dumnezeu nostru, singurul bun, singurul Dumnezeu atotputernic, singurul Dumnezeu care a câștigat viețile noastre pe calvar. Glorie Lui! Unul singur bun, unul singur mare, unul singur Domn a toții. Început nu are unul singur vrei.
merită Domnul nostru aplauzele noastre dimineața aceasta pentru tot ce a făcut pentru noi. Avem un Dumnezeu care este dragoste, avem un Dumnezeu care este bunătate, care este îndurare, care este milostiv și care este răbdător și experimentăm în fiecare zi aceste lucruri, aceste părți ale caracterului Domnului nostru Iisus Hristos în viețile noastre. Dar biserică, să nu uităm Psalmul 135 cu versetul 6, care spune: Domnul face tot ce dorește, atât în ceruri, cât și pe pământ, atât pe mări, cât și în toate adâncurile, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran. Și deciziile sale nu se pot contesta. Să nu uităm Exodul, capitolul 20, cu versetul 3. Prima poruncă: să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos și pentru că ne vrea cu gelozie pentru El, pe fiecare din noi. Să nu uităm 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, care spune căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata potrivit cu ceea ce a făcut în timp ce era în trup, fie bine, fie rău, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept și nu acceptă orice fel de trăire. Nu acceptă orice fel de trăire. Domnul să ne ajute să învățăm despre El cât mai mult, să învățăm caracterul Lui, să iubim caracterul Lui, să-L iubim pe Dumnezeul nostru, să iubim cuvântul Său. O, crește-ne iubirea, Doamne! Crește-ne iubirea pentru Tine, crește-ne iubirea pentru cuvântul Tău și ajută-ne să înțelegem inima Lui, Doamne! Fie ca această cântare pe care o cântăm astăzi să fie rugăciunea fiecăruia dintre noi. De mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a creat o cale și își dorește o relație cu fiecare dintre noi.
Aceasta este Evanghelia. Aceasta este iubirea cu care Dumnezeu ne-a iubit pe fiecare din noi. Să învățăm să-L iubim și noi la rândul nostru pe Dumnezeu. De aceste versuri frumoase, haideți să venim în rugăciune înaintea Domnului nostru. Doamne, astăzi venim să-ți cerem să crești iubirea și dragostea în inimile noastre. Pentru că, Dumnezeule, dorim să te cunoaștem tot mai mult și tot mai mult. Și Tu ești Dumnezeul dragostei, Tu ești dragoste, Doamne. De aceea, te rog frumos, revars-o în sufletele noastre. Dorim atât de mult să dăm această dragoste și mai departe celor din jurul nostru. Te rog, Doamne, ajută-ne să rămânem statornici pe calea Ta, să Te căutăm în fiecare zi a vieții noastre, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem copiii Tăi. Glorie numelui Tău.
Orice vreme și să zidim pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este stânca noastră. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Apostolul Pavel spune așa de frumos în epistola a doua către Corinteni: noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Pe măsură ce privim la Domnul nostru, la slava Domnului nostru Iisus Hristos, la învățătura Lui, la smerenia, la compasiunea Lui, la moartea și învierea Lui, suntem transformați în fiecare zi. Tot așa cum oglinda preia imaginea a ceea ce este înaintea ei. Aceasta ne dorim de fiecare dată când ne întâlnim, să putem privi atât prin închinare, cât și prin predicarea cuvântului, la Domnul nostru Iisus Hristos, la chipul lui Dumnezeu. Și fie ca la final, fiecare dintre noi să putem și să fim transformați, iar transformarea aceasta să fie evidentă. Vă spunem bine ați venit astăzi împreună și ne bucurăm să fim împreună și mă rog ca Domnul să lucreze în viața noastră a fiecăruia. În mod special vrem să-i salutăm pe cei care ne vizitează pentru prima oară. Așa că dacă ești astăzi aici și ne vizitezi pentru prima dată, te rugăm să te ridici în picioare, să te vedem și să te putem saluta. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze și aici, și aici, și acolo, și acolo. De asemenea, îi salutăm pe cei care se uită la noi din online. Domnul să vă binecuvinteze și ne rugăm ca și în viața voastră cuvântul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu să lucreze astăzi și să transforme viața voastră. Dacă te-ai hotărât să îți dedici viața
Domnului nostru Iisus Hristos și să-L urmezi în apa botezului. Vreau să știi că în fiecare duminică, începând de astăzi, de la 9:30, în timpul primului program, a început cursul M-am hotărât. Așa că, dacă ai această dorință în inimă de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului, ia, te rog, cartonașul din scaunul din față, completează-l și la final nu uita să lași la InfoPoint pe hol sau în urnele de pe holul bisericii. Te așteptăm să fii la cursul M-am hotărât. În al doilea rând, pentru cei care anul acesta v-ați hotărât în cele din urmă să vă căsătoriți, ați făcut deja cererea în căsătorie, ai primit răspunsul da, te rog frumos, din nou, du-te la InfoPoint pe holul bisericii, ia formularul de căsătorie, completează-l și pune în agenda data de 22-23 martie, când are loc cursul premarital. Un curs de altfel important și obligatoriu pentru cei care vor să se căsătorească și sunteți din biserica noastră. Puneți în agenda 22-23 martie pentru cursul premarital. Luna martie, cunoscută de altfel ca o lună a femeilor, vom începe însă cu bărbații, așa că pe 2 martie, la ora 10 dimineața, are loc micul dejun cu bărbații, întâlnirea bărbaților, notați în agenda 2 martie de la ora 10, o zi de sâmbătă. Stați liniștite, nici femeile nu sunt lăsate deoparte, așa că pe 10 martie are loc întâlnirea creativ, întâlnirea femeilor și fetelor din biserica noastră. Vă invităm să vă înscrieți 10 martie, ora 18, folosind QR-ul de pe ecran. Înscrieți-vă la această întâlnire și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze din nou cu puterea Lui în viețile voastre. Cred că urmează centrul de excelență, un anunțul despre centrul de excelență. După o perioadă scurtă, datorită conferinței Momentum, reluăm înscrierile, sunt două cursuri pe care le lansăm în perioada următoare. Primul curs este Cum să-ți planifici viața având în vedere viitorul cu Dani Simionaș și invităm pe toți tinerii din clasele 9-12, încerc să nu fac aceeași greșeală ca la primul program, deci clasele 9-12, vă rog să vă înscrieți la acest, vă invităm să vă înscrieți la acest curs în care să puteți descoperi cum să-ți planifici viața având în vedere viitorul. Și acum pentru clasele 0-4, deci clasele 0-1-2-3-4, clasele școlare, avem clubul de lectură împreună cu Liana Sabo. Așa că trimiteți-vă copiii, înscrieți-vă copiii la acest curs, la acest club de lectură împreună cu Liana Sabo. Ne pregătim să ne închinăm mai departe, ne pregătim inimile să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm ca Domnul să-i dea putere lui Cristi în transmiterea mesajului și haideți să ne închinăm acum cu darurile noastre de bunăvoie, cu resursele noastre financiare. Dacă nu ai bani, poți să folosești QR-ul de pe ecran și să faci lucrul acesta online și fie ca Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi. Amin. Vrem să vedem azi
puterea ta, o Duh prea sfânt, coboară acum, umple-ne viața. Ne-ai condus prin ape, ne-ai purtat prin flăcări, ești atotputernic, Domn, atotputernic, Domn. Leii te ascultă, oase aduci la viață, ești veci puternic Dumnezeu, te neîmpins tu ești tot posibil prin Iisus lui. Amin. Bine ați venit la cel de-al doilea program și ne bucurăm să fim din nou împreună. Îi salut pe toți prietenii care chiar acum ne urmăresc online. Iată ce zi frumoasă de primăvară, am putea spune, nu? Ne bucurăm de fiecare zi frumoasă pe care Domnul o îngăduie pentru noi și pentru viața noastră. Spune Psalmistul că aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o ca să ne veselim și să ne bucurăm în ea. Așa că haideți să facem asta. Poate unii dintre voi treceți și prin greutăți, prin tot felul de încercări. Unii poate că suferiți, aveți diverse suferințe în trupul vostru. Domnul să se atingă de voi, să vă dea vindecare. Și Domnul să ne ajute să ne apropiem cu toții de cuvântul Lui astăzi. Continuăm seria de mesaje din pildele Domnului Iisus și astăzi haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca la capitolul 18. Este o pildă scurtă, dar este plină de semnificație. Este o pildă scurtă, dar este foarte frumoasă și Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 9, pilda aceasta care
poate ai mai auzit-o spusă într-un context sau altul, poate să îți aducă o învățătură foarte importantă și poate să te păzească de multe capcane și de multe pericole. Haideți să citim împreună versetul 9. Spune că Iisus a mai spus următoarea pildă: pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt drepți și îi disprețuiau pe ceilalți. Iisus nu spune niciodată pildele la întâmplare, întotdeauna le spune cu un scop anume, cu un scop bine fixat, bine precizat. Și Iisus spune aici pilda aceasta, este una dintre puținele pilde unde ni se spune de la început, înainte ca Iisus să rostească pilda, ne spune care este scopul acestei pilde, de ce vrea să o spună, de ce consideră că este important pentru el să spună această povestire audienței lui. Și vedem în versetul acesta care este scopul, pentru că pentru unii care se încredeau în ei înșiși, da? Se uitau la ei și spuneau, nu-mi vine să cred cât de bun am ajuns să fiu. Se uitau, erau oameni care se uitau în această oglindă spirituală și erau tare mulțumiți, erau tare bucuroși de ei și de performanțele spirituale pe care le-au atins. Și când ajungi acolo la niște performanțe spirituale din alea puternice, ajungi să-i disprețuiești pe alții. Da, pentru ăștia spune Domnul Iisus pilda. Și erau și farisei în mulțime când Iisus spune pilda aceasta, dar Iisus știa că toți avem potențialul acesta să ajungem la aceste performanțe spirituale ca farisei. Dar hai să mai citim în continuare și următorul verset, unde Iisus spune felul următor, că doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul era vameș. Doi oameni de un contrast izbitor de mare. Unul fariseu, celălalt vameș. Și acum când auzi pilde spuse despre farisei, întotdeauna vei vrea să te gândești la oameni pe care îi cunoști și care candidează sau care ar putea candida la titlul acesta de fariseul anului. Sau la oameni pe care îi cunoști și știi că au în ei potențialul acesta de a fi farisei. Poate îți vin în minte oameni mai în vârstă, oameni care au anumite concepții religioase sau spirituale, oameni care țin de anumite tradiții, oameni care au anumite convingeri și zici, da, ăia mai bătrâni, ăia pot fi candidații perfecți la funcția de farisei. Dar vreau să vă spun un secret, dar rămâne aici între noi. Eu am descoperit și farisei mai tineri. Ăia chiar sunt mai periculoși. Dar adevărul este, când citești pilda aceasta despre un fariseu și despre un vameș, Iisus știe că în audiența lui sunt și farisei, dar o spune nu doar pentru farisei. Iisus știe că toți cei care ascultă pilda aceasta au în ei potențialul de a deveni mici sau mari farisei. Și Iisus mai știa că fiecare dintre noi avem în noi potențialul acesta de a deveni la un moment dat farisei. De a te uita la tine și la propria ta neprihănire și a fi bucuros de autoneprihănirea ta. Iisus știe că tu poți în viața ta să dezvolți această autoneprihănire, să crezi că ai ajuns la anumite standarde spirituale, ai atins anumite culmi spirituale, ai ajuns undeva unde te poți uita la cei din jurul tău și poți să te uiți ai cu dispreț și să-i arăți cu degetul, să le spui, vai șamar de voi, vai de capul tău. Și tocmai de aceea
Este important și noi să stabilim de la bun început că învățătura acestei pilde, deși sunt doi oameni care merg la templu să se roage, învățătura principală a acestei pilde nu este învățătura despre rugăciune, deși cu siguranță putem să adunăm multă învățătură despre rugăciune din pilda aceasta, dar învățătura principală a acestei pilde este despre cum să te ferești de otrava propriei tale neprihăniri. Cum să te ferești de autoneprihănire? Cum să te ferești de acel moment în care să te uiți la tine și să te uiți la viața ta și să crezi că ceea ce tu faci, ceea ce tu ai, ceea ce tu pui pe masă, te îndreptățește înaintea lui Dumnezeu și te îndreptățește înaintea celorlalți oameni. De asta spune Iisus această pildă. Așa că, acum că am fixat contextul acesta, haideți să mergem puțin mai departe și să citim încă o dată versetul 10. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul era vameș. Și Iisus aici și creează așa un contrast din acesta în mod intenționat, fiindcă în realitate audiența nu putea să-și imagineze un fariseu și un vameș care să meargă împreună la templu, așa, de mânuță. Da? Era imposibil, doar în pildă se putea întâmpla lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că farisei îi disprețuiau pe vameș din toată inima lor. Îi considerau ca fiind ultimii oameni. Nici măcar nu ar fi vrut să fie aproape de ei în preajma lor. O să vedeți imediat că se precizează în mod intenționat că vameșul stătea la distanță de fariseu. De ce la distanță? Pentru că fariseul n-ar fi vrut, Doamne păzește, să ne facă cineva poză și să apărăm în aceeași poză pe story pe undeva, că mi-am pierdut funcția, adică cum să fiu, să-mi spurce ăsta poza? Doamne păzește! Eu nu știu ce cu voi, să sunteți cam adormiți, văd că așa, nici nu reacționați nici cum. Sunteți aici cu mine, da? Ha? Domnul să vă binecuvânteze. Măcar ceilalți care sunteți online, mai ziceți voi ceva, poate să mai mișcă camera sau mai dați câte un semn de viață pe aici. În fine, dar ideea este că farisei, când l-au acuzat pe Iisus la un moment dat, au încercat să-i bage ceva de vină lui Iisus. Ce auziți despre Iisus? Iisus, vai de capul lui, pentru că el, ce face? Stă la masă cu cine? Mulțumesc, soră. Cu vameșii și păcătoșii. Observați că păcătoșii spuși pe rândul doi, pe podium sunt vameșii, da? Colector de taxe. De ce îi urau așa de mult? Pentru că evreii erau sub asuprire romană. Așa, puțină lecție de istorie, doar ca să înțelegeți și mai bine contextul. Și după aia chiar citim pilda. Și romanii, când cucereau așa câte un teritoriu, după aceea găseau dintre evrei, așa zici, trădători între ghilimele, care erau dispuși, îi plăteau bine probabil, dar oamenii aceștia erau dispuși să colecteze taxe și biruri de la confrații lor și să plătească aceste taxe și biruri romanilor. Și de aceea evreii, când vedeau câte un vameș, câte un colector de taxe, îl urau din toată inima pentru că îl considerau un trădător. Ăsta e fratele nostru care ne ia banii, care ne ia toate resursele și le dă romanilor. De aceea vameșii erau atât de urâți, de aceea vameșii aveau această reputație atât de proastă în mijlocul celorlalți. Deci Iisus creează acest contrast și spune, doar în pildă puteau să meargă împreună. În realitate, niciodată un fariseu nu s-ar fi dus cu un vameș la templu. Dar în pildă ei merg împreună. Și spune în versetul 11 că fariseul stătea în picioare și se ruga în sine însuși astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt precum ceilalți oameni, escroci, nedrepți, adulteri sau ca și colectorul acesta de taxe. Eu postesc de două ori pe săptămână și eu dau zeciuială din
tot ce câștig. Și în momentul acesta, mulțimea care asculta pilda, probabil că era impresionată de un exemplu pozitiv. Iată un om care merge la templu, care se roagă și care se roagă frumos, începe în aparență frumos, începe prin a-i mulțumi lui Dumnezeu. Îți mulțumesc, dar această mulțumire se transformă în o travă foarte repede, pentru că începe să se uite la el, spune-ți mulțumesc că eu nu sunt ca și ceilalți. Și începe să-și scoată în evidență neprihănirea lui proprie, autoneprihănirea. Doamne, uite unde am ajuns. Adulter nu sunt. Certăreți nu sunt. Am această neprihănire, ba mai mult, Doamne, eu vin la templu și mă rog. Ba mai mult postez de 2 ori pe săptămână, fac mai mult decât îmi cere legea. Fac așa bonus spiritual, sunt ieșit din comun în ceea ce privește viața mea spirituală și relația mea cu Dumnezeu. Și mai mult, eu dau zeciuială, spune, din absolut tot venitul meu. Și acest fariseu, dragilor, avea o gândire greșită despre ce implică îndreptățirea sau justificarea. Pentru că vom vedea la final că Iisus spune că unul din cei doi a plecat acasă îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Dar vedeți? Fariseul vine și el se auto-îndreptățește înaintea lui Dumnezeu. El vine înaintea lui Dumnezeu cu o listă de lucruri pe care le face. Îi spune, Doamne, iată ce am făcut eu pentru tine. Și Iisus, dragilor, ne spune pilda aceasta ca să luăm aminte la ea, pentru că acest pericol există în fiecare dintre noi, mai ales cei care frecventăm biserica de mult timp, mai ales cei care poate avem împământenite anumite idei despre cum trebuie să fie credința, cum trebuie să fie viața creștină, cum trebuie să fie biserica, cum trebuie să arate un credincios, cei care am crescut în minte cu portretul acesta al credinciosului perfect. Suntem supuși acestei capcane a auto-îndreptățirii, să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, datorită nouă, el, fariseul, credea că îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu putea fi obținută prin realizările neprihănirii de sine. El adaugă propriul merit la har, adaugă credinței propriile fapte și adaugă propriile performanțe la lucrarea lui Hristos. Iar acesta nu este singurul care are o astfel de gândire, ci sunt mulți creștini în lumea aceasta care cred că pentru a fi răscumpărat, pentru a fi îndreptățit, trebuie să ai credință, harul și pe Hristos, dar trebuie să adaugi ceva ingrediente la toate acestea. Când am predicat din Iacov, am specificat că faptele bune au locul lor în viața de credință. Dar dacă acestea sunt făcute dintr-o motivație greșită, să te duci înaintea lui Dumnezeu cu ele și să-i spui, Doamne, privește la mine, totul devine egal cu zero. De aceea învățăm de la fariseu următoarea lecție, cu cât te consideri mai bun ca alții, cu atât ești mai departe de neprihănirea lui Hristos. Când ajungi în punctul acela al vieții tale să te consideri bun, să crezi că ai ajuns ceva înainte de Dumnezeu, cu atât s-ar putea să fii mai departe de Dumnezeu, să fii mai departe de împărăția lui Dumnezeu și să fii mai departe de neprihănirea pe care Hristos a câștigat-o la cruce pentru tine. Care sunt aceste simptome ale propriei neprihăniri sau ale autoneprihănirii? Atitudine disprețuitoare față de alții. Când ajungi să crezi că de fapt creștinismul acesta a început cu tine. Biserica a început cu tine, ești un fel de Petru și tu ești Petru pe care Hristos își zidește biserica, atunci când ajungi să crezi că de fapt tu știi
cum trebuie să se poartă ceilalți. Atunci când tu ești cel care face lista cu cartea vieții, el și ea și câțiva vor intra în cer, dar poate te uiți peste mulțime în dimineața aceasta și îi vezi pe câțiva care ăștia n-au cum să ajungă acolo. Sau dacă vor ajunge acolo, Doamne păzește să fie vecin cu mine. Doamne ferește. Doamne ferește. Doamne, eu, tot neprihănitul, eu care am postit, sau am postit, unii nu mai citesc versetul ăsta că postesc de două ori pe săptămână, ci postesc de două ori pe săptămână. Eu care am făcut atât de multe lucruri și te uiți cu dispreț și poate că sunt oameni chiar între creștini credincioși. Poate ești parte într-o biserică mai veche și te uiți la oameni dintr-o biserică mai nouă, mai modernă, cum se zice, cum e biserica BBSO și zici, Doamne, cu ea nici vorbă. Doamne, ferește să încerc să intrăm și unii și alții. Nu se poate așa ceva. Poate ești membru într-o biserică nouă, mai modernă și te uiți la ceilalți și îi disprețuiești și zici, ce știu ăștia cu biserica lor învechită, cu cântările lor învechite și îi disprețuiești pe oameni și îi desconsideri. Și te uiți la ei, numai cu atâția decibeli, n-au cum să intre în cer. Trebuie mai mult. Și îi disprețuiești. Deci observați că disprețul se poate întâmpla, fariseul se poate naște. Fariseul are această calitate, poate fi membru în orice biserică. Asta nu ține cont de denominații. Fariseul nu ține cont de biserici, de stiluri de biserici. Fariseul nu ține cont de ambalaj. Fariseul poate să se strecoare. Și în bisericile care au bănci din alea vechi de lemn, fariseul poate să stea foarte bine și într-o biserică cu scaune mai confortabile, la aer condiționat și la o temperatură plăcută. O, fariseul, peste tot poate să ajungă și să disprețuiască. Al doilea simptom este cel al sentimentului superficial al iertării. Pentru că atunci când ai ajuns la autoneprihănire, când ai ajuns în vârf, pe podium, nu mai ai sentimentul acesta al depravării totale. Eu, păcătos? Dimpotrivă, când ai acumulat un pic de istoric spiritual, când ai ajuns să aduni și din stânga și din dreapta și să îți faci un CV din ăsta spiritual impresionant. M-am născut într-o familie de pocăiți. M-am întors la Dumnezeu dintr-o viață destrăbălată. Am activat în biserică. Când la CV-ul tău spiritual se tot adaugă, m-am implicat. Când CV-ul tău spiritual devine unul mai stufos, tu nu mai ai sentimentul că iertarea trebuie să fie și pentru tine, pentru că în momentul acela, când CV-ul tău spiritual crește și devine impresionant, tu îl compari cu altor oameni. Exact asta face fariseul. Se uită la CV-ul lui spiritual, postez de două ori pe săptămână, merg la biserică regulat, dau zeciuială, nu sunt adulterin, nu sunt certăreți, sunt ok, nu sunt escroc, cum spune noua traducere. Și se uită la celălalt și zice, CV-ul lui spiritual, în comparație cu el, Doamne, el, îl vezi pe vameș, el ar avea nevoie de iertare, dar oricum nu o merită, deci nici pentru el nu-i valabilă iertarea. Când ai acest sentiment, iertarea nu mai e pentru tine, e pentru alții. Facem evangelizare, că alții trebuie să fie iertați. Să ne rugăm pentru botezuri multe, că alții au nevoie de iertare. Să se pocăiască alții. Când ai această
concepție. Ești diagnosticat. Ca și cum tușai pe vremea COVID-ului. Tusea aia care îți arată că tușești ca fariseu. 3. O înțelegere greșită a harului. Vedeți, noi toți ne dorim corectitudine de când suntem mici. Nu? Trebuie să fii corect și în familie. Nu? De ce te tot cerți cu soțul sau soția? Pentru că eu am dreptate și corectitudinea este importantă și de dragul corectitudinii facem praf familia. Dar harul, în schimb, e mai interesant el așa. Și aș zice că uneori harul și corectitudinea aproape că nu pot să stea în aceeași propoziție. Și harul uneori pare, deci cuvântul cheie aici este pare, a fi nedrept, da? Pentru că harul înseamnă a oferi favoare celui care nu merită. Și atunci cumva te uiți la har și zici, dacă nu merită și se acordă ceea ce nu merită, se acordă cuiva ceva ce nu merită, este nedrept, nu-i așa? Hai să vă dau un exemplu. În urmă cu mai multe luni, eram cu mașina, treceam prin centrul orașului și m-a oprit poliția. Era seara târziu și cam știam și de ce mă oprește. Nu aveam viteză, dar mi-era ars un bec din față. Și mă oprește, îl salut așa cu bucurie, el mă salută, nu neapărat cu bucurie, zice, știți de ce v-am oprit? Zic, da, știu. Zic, mi s-a ars becul. Zice, exact. Și începe să-mi scrie amenda. Și zic, mi s-a ars becul și zic, înainte să apuc el să scrie amenda, și zic, îmi cer iertare că circul așa cu mașina. Și el se uită la mine și zice, n-are rost să-ți cer iertare, zice, că eu sunt polițist, nu preot. Zic, ok, defectul meseriei, zic, că eu, în schimb, sunt preot. Și zice, no, asta este. Și zic, dar ce faceți? Păi zice, îți scriu o amendă. Și zic, păi, zic, mi-am cerut iertare. Și zic, poate totuși aș merita, zic eu, un avertisment, ar fi un fel de har pe care mi l-ați arăta. Și am început să-i vorbesc despre har. Nimic n-a priceput. Și am încercat să-i explic că n-aș merita un avertisment. Zic, eu într-adevăr merit amendă, zic, că nu de acum seara umblu cu becul ars. Și încep să mă căiesc ca vameșul. Și încep să... De plâns n-am plâns, da? Dar în rest am încercat să-i explic omului ce este harul. Dar el insistă cu corectitudinea, na. Ce să-i faci? Atâta s-a putut. Aici, fariseul, nici el nu avea o înțelegere a ce înseamnă harul. Pentru el, păgânul de vameș nici măcar nu merita să intre în templu. Când crezi că tu ești ceva sau ai ajuns cineva, ești într-o situație așa greșită. Fariseul nu vrea să acorde har vameșului, așa cum în multe pilde, dacă le veți citi, veți vedea că sunt oameni care s-au chinuit. Fiul mai mare, el a rămas acasă și avea o autoneprihănire. A rămas acasă și avea această imagine de sine fix ca și fariseul. Și când a venit fiul mai tânăr, mai prăpădit acasă, n-a putut să înțeleagă harul pe care tatăl îl acordă fratelui mai tânăr. Așa cum în pilda vierilor, cel care a lucrat de dimineață n-a putut să priceapă de ce ăla care a lucrat doar un ceas este plătit exact la fel. Este așa de greu să pricepem harul. Așa cum în textul acesta fariseul nu înțelege de ce vameșul primește har din partea lui Dumnezeu. Pentru că noi am vrea să mergem înainte lui Dumnezeu cu lista noastră. Doamne, uite aici e lista. Uite-te la mine, Doamne, fii atent. Am mers la biserică, m-am implicat, am dăruit, am postit. Uite-te la mine, Doamne.
M-am ferit de păcat cât am putut. Spre comparație de alții, sunt un sfânt, da? Uite la mine, uite la mine. Fii mulțumit, Doamne, fii mulțumit. Fii uimit. Uite-te la mine, fii uimit. Doamne, fii bucuros, că nu-s mulți ca mine. Doamne, fii fericit, Doamne, că ai așa oameni în biserică care pot să-ți producă motive. Fii mândru, Doamne, de mine. Fii mândru, Doamne, de un om ca și mine. Fii mândru de o biserică, Doamne, ca așa noastră. Fii mândru de oameni care respectăm credința adevărată. Fii mândru, Doamne, că fariseul acesta se vedea pe el însuși ca și un apărător al credinței. Doamne, eu sunt cel care păzesc credința adevărată. Fii fericit, Doamne, fii fericit, pentru că fac lucrul acesta. Aici trebuie să facem o pauză și să ne punem întrebarea, fariseul din noi. Am uitat să vă spun, am pus titlul acestei predici, Farisei vechi și noi. Nu e al meu titlu, l-am împrumutat, este titlul unei cărți, de altfel. Deci nu eu am venit cu ideea aceasta. Dar se potrivește titlul cu predica. Farisei vechi și noi. Puteam pune titlul și descoperă fariseul din tine. Pentru că în fiecare dintre noi zace acest lăstar al autoneprihănirii, al listelor cu care să venim înaintea lui Dumnezeu. Suntem în acest pericol spiritual fiecare dintre noi, dragilor. De aceea, cu cât ești mai mulțumit de tine, cu cât ești mai bucuros așa când te uiți la tine și la viața ta, cu cât te consideri mai bun, cu atât s-ar putea să fii mai departe de neprihănirea lui Hristos. Pentru că o să vedem imediat că neprihănirea nu vine de la noi, ci Hristos este cel care a câștigat-o la cruce pentru noi. Dar haideți să trecem puțin și la Vameș, versetul 13. Colectorul de taxe însă stătea la distanță și nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea pe piept zicând: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Iată cât de mare este contrastul între cei doi. Iată cât de mare este diferența. Unul spune: Doamne, îți mulțumesc. Celălalt spune: Doamne, ai milă. Unul stă în picioare, celălalt probabil stă în genunchi și se bate pe piept, spune Biblia. Unul este cu zâmbetul arogant pe buze. Nu sunt ca omul acesta. Celălalt plânge și se căiește înaintea lui Dumnezeu. Unul vine cu o rugăciune, o mega rugăciune lungă, cu multe cuvinte. Celălalt nu știe să se roage decât foarte scurt. Și deja în mintea celor care îl ascultau pe Iisus, era clar câștigătorul. Cu minusurile lui, fariseul va fi câștigătorul. Nu se poate vameșul acesta? Nu se poate cel care stă și plânge de milă? Dar iată că Iisus spune că vameșul era acolo în templu și agoniza. Este această agonie. Plângea. Își plângea păcatul. Pentru că el n-avea liste. El n-avea cu ce să vină înaintea lui Dumnezeu. El era acolo cu nimic, cu mâinile goale. Era acolo și se căia și iată că Dumnezeu onorează căința acestui om. El apelează la grația divină. El apelează la grația lui Hristos, apelează la harul lui Dumnezeu. El știe că cumva viața lui este în totală dependență de Hristos, de Dumnezeu. Știe că nu are cu ce. Știe că s-a dus cu becul ars, da, la templu. Își recunoaște greșeala, își recunoaște păcatul, își recunoaște simplitatea rugăciunii lui și stă la distanță de fariseu. Pentru că el cumva, probabil că mintea lui știa că fariseul n-are cum să nu intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar el se vedea nevrednic pentru asta. Știa că nu prea puteau fi vecini. Nu știa că de fapt Dumnezeu evaluează diferit. Nu știa că Dumnezeu corectează diferit viața noastră. Dragilor, s-ar putea ca în ziua judecății să avem o mare surpriză. Eu cred că va produce surprize mari. Ziua când vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Unii la care, sigur, ne așteptăm, poate nu vor fi acolo. Iar alții la care ne uităm și zicem: omul acesta
n-are cum să intre, omul acesta n-are cum să ajungă acolo, va fi o surpriză mare când vom vedea că sunt oameni care au agonizat, s-au căit, au venit cu păcatul lor înaintea lui Dumnezeu, dar pentru că n-au venit cu auto-îndreptățirea lor, ci au venit cu, pe baza îndreptățirii lui Hristos, oamenii aceștia, iată că ajung acum în împărăția lui Dumnezeu. Vameșul se află într-un contrast evident față de fariseu. Tot ceea ce avea el era o pledoarie pentru milă. El știa care îi este starea. El nu suferea de amăgirea unei neprihăniri seci de sine. El înțelegea că singura nădejde și singurul temei al mântuirii sale, care se găsește în ceea ce este probabil cel mai important concept teologic din istorie, conceptul imputării. Dumnezeu, ce înseamnă conceptul imputarea? Imputarea are sensul că îndreptățirea noastră înainte lui Dumnezeu este întemeiată pe o neprihănire care nu este a noastră. Vedeți, noi avem nevoie să fim îndreptățiți înainte lui Dumnezeu. La mântuire Dumnezeu ne îndreptățește. Ce înseamnă asta? Și vă rog să rămâneți cu mine că este important să înțelegem cât de complex este mântuirea. Mântuirea nu este doar un plânset sau o ridicare de mână. Această îndreptățire, îndreptățirea este darul divin pe care Dumnezeu ne-l oferă la mântuire. Și în îndreptățire Dumnezeu ia neprihănirea lui Hristos, singurul fără păcat, Hristos, care a murit pe cruce pentru tine și pentru mine. Dar El n-a murit doar pe cruce ca să fie un exemplu bun. Să zicem, uite, ce bine că a murit Hristos. Bravo, foarte bine. Nu de asta a murit Hristos. Ci Hristos a murit pentru că Dumnezeu, în dreptatea Lui, de acolo de pe cruce, a luat neprihănirea lui Hristos și ți-a imputat-o. Neprihănirea ta cu toate listele tale bune nu reușea să-ți câștige mântuirea, înțelegi? Că suntem toți s-am păcătuit, toți suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Și asta explică Pavel în Romani, capitolul 6, da? Capitolul 3, 4, 5, 6 explică tot conceptul acesta al mântuirii într-un mod atât de frumos. Dar spune Apostolul Pavel că Dumnezeu a luat această neprihănire a lui Hristos și ți-a imputat-o, ți-a dat-o ție, în sensul în care Dumnezeu te-a declarat pe tine neprihănit înaintea Lui, ți-a dat acest statut pe care tu singur n-ai fi putut să-l câștigi. Și Dumnezeu a făcut lucrul acesta, de aceea spune Martin Luther, el denumea că, hai să vă dau tot citatul, imputarea are sensul că îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu este întemeiată pe o neprihănire care nu este a noastră. Este ceea ce Luther denumea neprihănire străină, din afara noastră, neprihănire realizată doar de Hristos, singurul care a păzit vreodată toată legea într-un mod perfect de-a lungul întregii sale vieți. Și tocmai asta înțelege Vameșul. Că el n-are o neprihănire a lui și că are nevoie de o infuzie, de un transplant. De aceea se căiește sincer, de aceea vine și agonizează înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea, uitați-vă care este rezultatul. Rezultatul acestei pilde este unul surprinzător în versetul 14. Eu vă spun că mai degrabă acesta s-a dus acasă îndreptățit. Cine s-a dus acasă îndreptățit? Vameșul. Este șocant. Audiența lui Iisus este șocată. Vameșul. Nu se poate. Ba da, zice, decât celălalt, căci oricine se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește va fi înălțat. Iată că doi oameni se suie la templu, dar unul singur pleacă acasă îndreptățit. Și nu este cel pe care l-ai fi votat tu. Nu este cel pe care l-ai fi bifat tu, ci este cel la care nu te-ai fi așteptat. Și atunci întrebarea este, când vii la biserică, cum poți să pleci acasă îndreptățit? Hai să încercăm să răspundem repede la această întrebare. Te duci acasă îndreptățit. Ca să mergi acasă îndreptățit, tu trebuie să cauți sincer iertarea lui Dumnezeu. Dar să o cauți pentru tine în primul rând. Iertarea lui Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut, pentru ceea ce tu ai greșit. Pentru că, dragilor, fiecare să se cerceteze pe sine însuși în primul rând.
Nu te mai uita la cei din jurul tău. Nu trăi în această aroganță spirituală, nu trăi în această mândrie spirituală, indiferent de biserica din care faci parte. Indiferent de care sunt concepțiile tale religioase. Bine, Cristi, atunci noi nu avem voie să-i corectăm pe alții atunci când greșesc. Când cineva greșește, nu mai avem voie să spunem nimic, ca să nu judecăm, ca să nu doar să ne uităm la noi. Adică să închidem ochii așa. Noi care avem credința adevărată, noi care știm ce înseamnă să fie un creștin adevărat, noi care am inventat biserica, noi cei care am trăit și știm ce înseamnă totul. Și voi, vai și amar de capul vostru. Nu despre asta este vorba, de a nu corecta pe cineva. Întotdeauna Biblia ne îndeamnă să ne corectăm unii pe alții în dragoste. În dragoste trebuie să o facem. Însă, este diferență între a corecta pe cineva pentru îndreptare și în a batjocori pe cineva, în a disprețui pe cineva, în a umili pe cineva. De aceea tu caută această dreptate a lui Dumnezeu, pentru că dacă auto-îndreptățirea te îndepărtează de Creator și de ceilalți, actul acesta al îndreptățirii lui Dumnezeu este cel care te apropie de Dumnezeu și de semeni, da? Este atât de important să înțelegi că auto-îndreptățirea naște dispreț, dar îndreptățirea lui Hristos este cea care aduce recunoștință în viața unui om. De aceea caută-i sincer iertarea lui Dumnezeu pentru tine în primul rând, pentru faptele tale, pentru depravarea ta, pentru ceea ce există rău în interiorul tău, pentru că s-ar putea ca din tine să se nască nu un sfânt cum crezi tu, ci un monstru spiritual. Dacă lași lăstarii aceștia ai fariseismului, acești lăstari ai auto-îndreptățirii, auto-neprihănirii să crească în viața ta, să ajungi la finalul vieții, ca fiul cel mai mare, care iată fratele lui este în casă, el rămâne afară, să ajungi ca fariseul care face kilometri în sus și în jos la templu, dar iată că la final nu el pleacă acasă îndreptățit, ci vameșul pleacă îndreptățit. Caută, agonizează înaintea lui Dumnezeu, vino sincer înaintea lui cu această căință sinceră pe care el poate să-ți ofere pocăința ție chiar astăzi. Și doi, înțelege harul lui Dumnezeu. Înțelege ce înseamnă cu adevărat harul lui Dumnezeu, pentru că harul lui Dumnezeu ne motivează să fim plini de compasiune pentru alții. Când ai harul lui Dumnezeu în viața ta, când ți se oferă har și milă, tu după aceea împarți mila cu alții. Când experimentezi iertarea, oferi iertare altora, dar când nu ai parte de har, devii doar disprețuitor, devii doar așa un om care ești batjocoritor față de ceilalți, fix, ca și fariseul. Dacă fariseul ar fi avut TikTok sau Facebook sau Instagram, ce-ar fi scris? Oare ce-ar fi scris? Înțelege harul lui Dumnezeu. Știți, John Newton a scris Mărețul Har, da? Și pe 21 decembrie 1807, era într-o seară de luni, în jur de ora 8 seara, John Newton a murit. Cu foarte puțin timp înainte să moară. Omul acesta care a fost comerciant de sclavi în trecutul lui, înainte să se întoarcă la Dumnezeu și înainte să scrie Mărețul Har, omul acesta, așa, în ultima săptămână a participat la un eveniment. Era de acum în vârstă, avea vreo 82 de ani, mi se pare, când a murit. Și a participat la un eveniment cu alți oameni și unul dintre cei care a fost acolo mărturisește că, zice, am stat de vorbă cu el și memoria începea să-l lasă, zice, destul de mult. Dar, zice, John Newton a spus următorul lucru: memoria m-a lăsat aproape în totalitate, dar nu pot să uit două lucruri, că sunt un mare păcătos și că Iisus Hristos este un mare salvator.
ce sunt un mare păcătos și Iisus Hristos este un mare salvator. Și observați că nu folosește timpul trecut, nu spune am fost un mare păcătos și Iisus a fost un mare salvator, pentru că, dragilor, mântuirea este întotdeauna la timpul prezent. Nu e doar că s-a întâmplat ceva la un botez în viața ta, ci tu în fiecare zi ești un mare păcătos și ai nevoie de un mare salvator. Și asta înseamnă harul lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că tu ești într-o dependență totală a harului lui Dumnezeu. De aceea, astăzi, vino înaintea lui Dumnezeu și uită-te în sus, spre Dumnezeu cu recunoștință, uită-te în interiorul tău. Pentru că îndreptățirea lui Dumnezeu și neprihănirea lui Hristos ne ajută să ne uităm înspre Dumnezeu plin de recunoștință în interiorul nostru, cu iertare față de noi înșine și în afară, față de semenii noștri, cu milă și cu compasiune. Cu milă și cu compasiune. Învățătura acestei pilde nu este fiica fariseul sau fiica și vameșul, ci învățătura acestei pilde este să vii înainte lui Dumnezeu cu o căință sinceră în fiecare zi, să te uiți la tine și să conștientizezi că în fiecare zi tu ai nevoie de harul lui Dumnezeu, de mila lui, de iertarea lui. Și fariseul și vameșul amândoi aveau nevoie de iertare. Și fariseul și vameșul aveau nevoie de îndreptățire, nu de la ei, ci de la Dumnezeu. Și fariseul și vameșul aveau nevoie de jertfa lui Hristos. Și după masă deja, astăzi, toți care suntem aici, pocăiți de ani de zile, nepocăiți, oameni care frecventăm des, oameni care frecventăm rar biserica, avem nevoie să stăm față în față cu Dumnezeu și să venim cu smerenie înaintea lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, ai milă de fiecare dintre noi. Ai milă de biserici noi. Ai milă de biserici vechi. Ai milă, Doamne, de oameni în vârstă. Ai milă de oameni tineri. Ai milă de mine, păcătosul, în primul rând. Amin. Haideți așa cum stăm, să închidem ochii. Și, Doamne, acum, la final, ce am putea să-ți aducem decât o rugăciune sinceră și sincer să te rugăm și sincer să-ți cerem și sincer să-ți spunem, ai milă de fiecare dintre noi, ai milă de mine păcătosul, ai milă de Biserica Speranța, ai milă, Doamne, de cei care sunt aici și care cred că au ajuns pe cele mai înalte culmi spirituale și că ei nu mai au nevoie de iertarea ta. Ai milă de cei care îi disprețuiesc pe alții. Ai milă, Doamne, de cei care sunt aici și care cu o căință sinceră și în agonie astăzi îți cer să te înduri de ei ca vameșul. Doamne, îndură-te! Doamne, am vrea să plecăm de acasă, să plecăm acasă de aici, îndreptățiți, dar îndreptățiți nu de programele noastre, îndreptățiți nu de predicile noastre, îndreptățiți nu de închinarea noastră, ci am vrea să plecăm acasă, îndreptățiți de jertfa lui Hristos. Doamne, te rog, neprihănirea lui Hristos să o oferi fiecăruia dintre noi astăzi. Dezbracă-ne de propria noastră religiozitate falsă. Dezbracă-ne de ipocrizia din viața noastră. Scoate afară tot noroiul și toată zgura care s-au depus pe sufletul nostru și, Doamne, dă-ne fiecare dintre noi neprihănirea lui Hristos și ajută-ne să nu disprețuim pe ceilalți, să te iubim pe tine și să avem milă de ceilalți din jurul nostru. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Haideți să ne ridicăm. Este o cântare foarte frumoasă. Și spune, Doamne, vin și îngenunchez. Doamne, vin și îngenunchez ca și
ca și vameșul. Și mă pocăiesc sincer. Și, Doamne, îți mărturisesc că am nevoie de Tine. Tu ești neprihănirea mea, Tu ești îndreptățirea mea, Tu ești apărarea mea. Nu eu sunt, nu lista mea, nu faptele mele, Tu, Doamne, Hristos este neprihănirea noastră, biserică, amin? Așa că haideți să cântăm așa plin de credință și de bucurie și de încredere această cântare. Tu ești odihna mea.
nevrednic sunt, dar valoros. Iar prețul l-a plătit Hristos la Calvar.